Tu știi că stresul poate declanșa o boală autoimună foarte răspândită în anul 2023, numită scleroza multiplă? Află acum despre relația dintre stres și scleroza în plăci. Anxietatea, stresul cronic, experiențele traumatice din copilărie și adolescență pot declanșa pusee de boală. Bună, prieteni! Eu sunt Simona Tănase, iar voi vă aflați pe canalul Învingătorilor. Învingătorii sclerozei multiple. Astăzi discutăm despre emoțiile pacientului cu scleroză multiplă, care nu sunt puține. Nu uitați că toate informațiile pe care le transmit sunt validate medical. Scleroza multiplă este o boală cronică care implică sistemul nervos central, SNC. În această boală, sistemul imunitar atacă mielina, care este stratul protector din jurul fibrelor nervoase. Deoarece scleroza multiplă atacă sistemul nervos central, aceasta poate afecta foarte mult modul în care interacționăm cu cei din jur. În acest videoclip voi prezenta date din literatura de specialitate în ceea ce privește relația dintre stres și această boală, pentru a aduce mai multă claritate pacienților și aparținătorilor în ceea ce privește implicarea emoțiilor în evoluția stărilor de sănătate și influența emoțiilor asupra calității vieții lor. Stresul și debutul sclerozei multiple. Pentru a confirma ferm sau a exclude dacă stresul este un factor de risc pentru debutul sclerozei multiple, sunt necesare studii prospective care evaluează frecvent factorii de stres. Efectul stresului asupra apariției acestei afecțiuni rămâne încă neclar. Relația dintre stres și scleroza multiplă a devenit o problemă atractivă în ultimii ani. Unele studii au indicat o asociere între evenimente stresante din viață și debutul sau puseele acestei afecțiuni. Cu toate acestea, dovezile care susțin această ipoteză nu sunt concludente până în prezent. Avem la dispoziție tot mai multe dovezi care susțin o asociere între evenimente stresante din viață și un risc crescut de puseu în cazul acestei afecțiuni. Cu toate acestea, natura acestei relații rămâne încă neclară din cauza lipsei unui acord cu privire la definiția stresului și, sau, după caz, din cauza problemelor de proiectare a cercetărilor. Poate v-ați întrebat dacă personalitatea poate influența progresia bolii. Ei bine, se pare că nu contează foarte mult ce tip de personalitate are pacientul în ceea ce privește progresia bolii. În cazul pacienților cu SM, tulburările psihologice au incidență și prevalență semnificativă. Procesul patologic însă este încă neclar. S-a observat că depresia este mai frecventă în timpul puseelor, pentru că ea poate exacerba oboseala și disfuncția cognitivă și nu există dovezi ferme ale inducerii acesteia prin interferon. În schimb, tratarea depresiei îmbunătățește aderența medicamentelor care modifică boala. Anxietatea este de asemenea frecventă, ea apare la pacienții nou diagnosticați, iar asocierea acesteia cu depresia a fost sugerată pentru creșterea ratei ideilor suicidare. Majoritatea studiilor care evaluează progresia bolii au evaluat și stresul prospectiv înainte ca modificările progresiei bolii să devină evidente. Aproape toate aceste studii au arătat o relație pozitivă, indiferent de instrumentele utilizate sau de cadrul temporal, considera ca fiind perioada la risc, între 4 și 8 săptămâni. Se știe că stresul poate afecta boala fără a provoca un puseu, dar agravează simptomele și pare necesar aici adăugarea unei evaluări periodice a funcționalității pentru a evalua diferitele categorii de stări de sănătate. Stresul cronic, definit ca expunere la un factor de stres mai mult de 48 de ore, a avut un efect mai mare asupra sclerozei multiple decât stresul acut. Frecvența expunerii la stres este de asemenea asociată pozitiv cu progresia bolii. O creștere a numărului de evenimente stresante
este asociată cu o creștere a probabilității de recidivă. După un eveniment de viață stresant, modificările în scleroza multiplă se manifestă în următoarea ordine. În primul rând, apar leziuni cerebrale care pot fi observate pe RMN. În al doilea rând, simptome clinice sau pusee. Și în al treilea rând, modificările scalei de stare de handicap extins. Unul dintre cercetători, Spitzer, în 2012, a constatat că pacienții cu SME au avut experiențe mai multe, mai traumatice, în copilărie și adolescență față de persoanele sănătoase. Mai mult, pacienții cu stres precoce au prezentat o rată de recidivă mai mare decât cei fără. Este știut faptul că stresul timpuriu al vieții poate provoca modificări neuroendocrine care rămân la vârsta adultă, crescând susceptibilitatea la anumite boli și crescând prevalența tulburărilor psihologice severe, care predispun la o abordare inadecvată în situații stresante. Sunt necesare mai multe studii prospective, totuși, pentru a înțelege mai bine efectul stresului timpuriu în scleroza multiplă. La revedere!